Cele mai frumoase standuri din cadrul Festivalului Mărțișorului, în care au fost implicați elevii ploieșteni, au fost premiate astăzi. De câteva zile la acest festival, cei mici au vândut într-un mall din centrul Ploieștiului mărțișoare confecționate de ei. Sunt convinsă că toți cei care au cumpărat mărțișoare de la voi s-au simțit minunat, este foarte frumoasă expoziția, toți ați lucrat foarte frumos, dar ca la fiecare festival sau la fiecare concurs există un câștigător. Astăzi, premiul întâi a fost câștigat de școala gimnazială Inăchiță Văcărescu. Mulțumim! Felicitări! Cum ați reușit să luați locul întâi? Azi, de asta habar n-am. Nici eu. Nu mă așteptam deloc. Ați lucrat mult la mărțișoare? Am lucrat. Am lucrat, doar că n-a fost așa de ușor să lipim niște mici cerculețe. Pe locurile 2 și 3 s-au clasat școlile gimnaziale Basarabescu și Ioan Grigorescu. Cum de-ați luat locul 2? Poftiți? Cum de-ați luat locul 2? Nu știu, noi ne-am străduit foarte mult pentru locul 1, dar asta e. Îți pare rău că ai luat locul 2? Nu, este destul de bine. Ce are deosebit standul dumneavoastră de a ajuns pe locul 3? Creativitate, originalitate și cred că e frumos. Muncim mult copii? Destul de mult, s-au implicat. Bucuroasă că a luat locul 3? Da, foarte bucuroasă și premiul o să îi bucure și pe colegii noștri, s-au străduit foarte mult. Ca unei echipe, nu? Da, am pus mult suflet în aceste mărțișoare și cu ocazia zilei de 1 martie am primit și noi o bucurie. La prima ediție a Festivalului Mărțișorului, organizat de Primăria Ploiești în parteneriat cu unitățile de învățământ, au participat 14 școli. Municipalitatea le-a oferit tuturor diplome și premii în bani. Școala de pe locul 1 a luat 350 de lei, cea de pe locul 2 300 de lei, în timp ce premiul 3 a constat în suma de 250 de lei. Toate celelalte unități participante au primit câte 190 de lei.